dacă m-ați întrebat care e primul lucru care îți vine în minte vorbind de Ioanci, aș spune râsul. Râsul era comentariul lui la lumea în care trăim. Domnul Taub, la premieră, nu urcă pe scenă. Spectacolul este al actorului. Despre Ianuș Taub, eu știu că întreaga sa abordare regizorală l-avea în centru pe actor. Fusese dansator înainte, în tinerețea lui, și lucrul ăsta îl marca. Atunci a mizat foarte mult pe mișcarea, pe plastica actorului. Lucra dintr-o viziune foarte clară, deci avea imaginile scenelor. Privea ca un copil toate astea, se amuza formidabil și în piese, pe urmă, ridiculiza tendințele în societate, dar dintr-o distanță. Dumnealui a făcut haz ca mari actori, cum a făcut Shakespeare haz de nebuniile oamenilor, cum a făcut Molière haz de nebuniile oamenilor și un haz amar, pictând pe scenă imaginea foarte clară a societății, doar cu distanța artistică.